Salutare băieți, bine v-am găsit la un nou story time în legătură cu ce s-a întâmplat ieri. Sper să vă placă acest story time, dați și voi acolo un like să strângem 2000 de like-uri și hai să începem. Stăteam liniștit într-o dimineață, îmi făceam rutina mea obișnuită de dimineață. Până când s-a întâmplat o nenorocire. Salutare băieți, bine v-am găsit fraților la un nou anunț, pot să zic un anunț mai trist, deoarece da, a venit primul vac wave pe care chiar m-a afectat și pe mine, adică mi-am luat vac pe contul la care țineam cel mai mult un cont, bine nu vine să plec acum, stați liniștit că mă doare în cur de contul, eu doar vă zic așa, un cont pe care am jucat 2 ani de zile cu Unity, cu Getrekt, cu toate cheaturile posibile, cred că am jucat pe el, nu am luat bani, am reușit să-l cresc de la zero, nici măcar nu aveam Prime-ul cumpărat pe el. Am luat contul, pur și simplu, am luat CSGO de când s-a făcut gratis, am jucat, i-am făcut service medal, i-am făcut supreme, i-am făcut 140 ceva de win-uri, 1300 de ore, multe, multe chestii și toată chestia asta s-a dus efectiv într-o zi, într-o noapte, nici cred că noaptea s-a întâmplat chestia asta, habar n-am. Hai să vă explic cum s-a întâmplat, sper că v-a plăcut sketch-ul de la început, pentru sketch-ul ăla, băi, hai să strângem 2000 de like-uri, nu știu ce m-a apucat să fac chestia, introducerea, da, eu cred că v-a plăcut, așa că hai să trecem la story time-ul pe care vi l-am promis, cum mi-am luat eu vac, ce s-a întâmplat, cum am aflat și de ce, pentru că știu și motivul pentru care mi-am luat vac, nu s-a detectat niciun cheat, Unity, Getrex sau alte cheat-uri, nu vă speriați, nu s-au detectat, o să vă zic exact fiecare greșeală pe care am făcut-o eu și cum s-a întâmplat. Păi hai să vă spun, bă băieți, eu ieri m-am culcat pe la ora 5 după amiaza și m-am trezit pe la 3 noaptea. Stăteam liniștit pe telefon și vedeam foarte multe comentarii, bă frate, ți-ai luat vac bani pe cont, bă frate, nu știu ce. Și am văzut și mesaje de genul și pe Instagram și mă gândeam că pur și simplu abonații nu știu de contul ăla meu main cu level 80 pe care am vagban de, cred că de vreo 4 ani sau 5 ani aproape. Probabil, eu m-am gândit că probabil ei nu știu de contul ăla și au intrat, sunt abonați noi, am intrat și pe contul ăla și au văzut că am vac. M-am culcat din nou, m-am trezit pe la 4, am pornit PC, am zis să mă joc ceva și văd mesaje și pe Discord, bă frate, vezi că ți-ai luat vac. Și un abonat mi-a dat și linkul de la profil. Și m-am speriat, în momentul ăla m-am căcat pe mine pentru că eu îmi știu ID-ul de la contul pe care joc, e și normal, și am văzut ID-ul acolo, dau click pe cont și da, din păcate au fost adevărate chestiile pe care mi le-au zis abonații, chiar mi-am luat vac bani pe contul pe care am jucat timp de 2 ani de zile cu cod, l-am crescut de la zero. Și o să vă zic și de ce acum. Aparent băieții de la Valve au făcut o chestie, nu știu dacă e permanentă sau a fost doar așa un wave. Conturile cu trust factor foarte, foarte mic, deci cred că cel mai mic trust factor posibil, adică gândiți-vă, eu aveam trust factor roșu și mă jucam cu alți prieteni care aveau trust factorul roșu. Până și lor le apărea că eu am trust factorul mai mic decât al lor, deci eu practic aveam trust factorul extrem, extrem de mic. Deoarece jucam cu abonații pe live, asta a fost greșeala mea, prima mea greșeală a fost că eu am jucat cu abonații pe live și vă dați seama, mulți dintre voi aveați hack, v-ați luat ban după ce am jucat și chestia asta mie mi-a scăzut trust factorul, am avut trust factorul extrem de mic. Și a doua greșeala mea a fost în meciul de ieri pe care l-am și pus pe YouTube pentru că am jucat obvious. Deci eu am jucat foarte, foarte obvious în meciul ăla, le dădeam numai cap cu ăsta, cu seringa, numai prefire cu AWP-ul și cu Zeus, am dat un prefire în B. Asta a fost cea mai mare greșeală a mea, deoarece am jucat meciul ăla foarte obvious fix când s-a băgat update-ul ăsta. Mi-au mai dat băieții reporturi, deoarece la chestia asta la vacu e vă conta și reporturile și transfectorul. Un om cu transfectorul roșu foarte, foarte mic și cu multe reporturi, sute de reporturi și-au luat vac. Deci toți oamenii de genul și-au luat vac. Am avut și prieteni cu Unity și cu Getrekt care nu și-au luat vac, au știut să joace oamenii, ce să faci, un cont de 2 ani, sărim peste, am făcut rost de la Sky, de un nou cont, mersi foarte mult Sky, aveți și canalul în descriere, dați acolo un like și un subscribe, băieți. Mi-a dat un cont cu Prime, din păcate are doar 6 win-uri, vreo 200 de ore și na, trebuie să ne apucăm să ridicăm pe ăsta. Cea mai tristă chestie în toată chestia asta, mamă ce am zis, am bat picior, nici nu mai contează, e foarte de dimineață, nici nu voiam să filmez chestia asta, mi-era prea lene, dar în fine. E cea mai tristă chestie că eu voiam să duc contul ăsta în global în seria de Prime Hacking și n-am reușit, am eșuat, așa că o să reîncepem cu un nou cont. Bine, episoadele o să se contorizeze normal, nu o să începem un nou sezon din seria asta. Sau poate că o să începem, nici nu știu, o să vedem, bă băieți, din seria de Road to Global de la 0. Deci efectiv acum chiar că sunt la 0 cu contul ăsta, am 6 win-uri, nici nu știu ce rank o să-mi dea, probabil silver. O să începem să boostăm contul ăsta, bă băieți, dar nu o să mai joc pe live-uri de pe contul ăsta. Deci pe contul ăsta o să joc doar eu singur, cu prietenii pe care îi cunosc foarte bine și știu că nu o să-și avac.
Și pe live-uri o să-mi iau alt cont, tot cu Prime, pe care o să joc cu voi și dacă îl banez, aia e riscul meseriei până la urmă. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod, dați și voi acolo un like să strângem măcar 2000 de like-uri. Aveți grijă cum jucați de acum încolo, nu știm dacă update-ul ăsta este permanent, adică dacă aveți Trax Factor roșu și foarte multe liporturi să vă luați automat VAC. Eu cred că o să fie permanent până la urmă, n-au pus chestia asta doar așa peste noapte și au scos-o. Aveți foarte multă grijă la reporturi și la Trax Factor, să nu jucați cu persoane care știți că nu știu să ascundă hack-ul și o să-și ia ban, sau să jucați cu persoane care știți că n-au hack. Știți să fiți voi singuri cu hack, oricum nu contează, faceți ce vreți voi, băieți, dar aveți grijă să nu vă luați VAC, dacă țineți la cont, desigur. Bă, dacă aveți alte informații sau dacă am spus eu ceva greșit în videoclipul ăsta, nu știu, eu vă zic din alte surse de ale mele, nu vă zic 100% că e așa. Dacă aveți alte informații, puteți să scrieți acolo în comentarii, bă băieți. Sper că v-a plăcut acest episod și noi ne vedem data viitoare. Salut!